La 2 luni de la vizita în România a jurnaliștilor acreditați la cele mai importante publicații de specialitate din vestul Europei, am avut privilegiul de a însoți echipa DG Agri în cadrul unei vizite similare, desfășurate în Finlanda, ca parte a demersului autorităților de la Bruxelles de conștientizare a particularității agriculturii din Uniunea Europeană, în contextul strategiei de elaborare a viitoarei politici agricole comune. Cu o treime din teritoriu situată dincolo de cercul polar, Finlanda a aderat la Uniunea Europeană încă din 1995 și de atunci a cunoscut o serie de schimbări majore în ceea ce privește abordarea politicilor agricole. Biodiversitatea și protejarea mediului sunt două dintre prioritățile acestei țări, a cărei suprafață o depășește pe cea a României cu peste 100.000 de kilometri pătrați, însă are o densitate medie de locuitori pe kilometru pătrat de numai 15, una dintre cele mai scăzute din Europa. Din punct de vedere strict profesional, a fost o experiență inedită, cu foarte multe caracteristici specifice acestei zone din nordul extrem al Europei. Primul contact cu agricultura finlandeză s-a petrecut în localitatea Pori, aflată la circa 200 de kilometri nordvest de Helsinki. Însoțit de doi colegi de la TVR, Viorel Popescu și Marius Neacșu, și alți 9 jurnaliști de la posturi de televiziune și publicații din sudul continentului, am vizitat Farmari, cea mai mare expoziție agricolă organizată în Finlanda, patria tractoarelor Valtra și a combinelor Sampo. A urmat apoi o vizită la ferma familiei Cuico, mari iubitori de mediu, ca de altfel mai toți locuitorii din această regiune a Europei, Cale și Ridva dețin în Huitinen o suprafață de 78 de hectare de pământ agricol și 120 de hectare de pădure. Aproximativ două treimi din suprafața arabilă se află însă în afara producției, fiind contractată în cadrul unui program de protejare a apelor și solului. Asta presupune ca timp de 5 ani să nu utilizeze niciun fel de fertilizatori sau alte produse chimice, urmând ca în schimb să fie despăgubiți din partea statului cu peste 800 de euro pentru fiecare hectar, sumă care include și plata pe suprafață. Ziua următoare am început-o la ferma Vapola, declarată în 2009 de către Organizația Mondială de Protecția Mediului, World Wide Fund of Nature, cea mai ecologică fermă din regiunea Balticii. Soții Catarina Vapola și Jirki Ankelo au în proprietate peste 100 de vaci de carne din rasa Aberdeen Angus, pe care le cresc în regim ecologic. Aventura noastră în țara lacurilor și a pădurilor s-a încheiat la ferma Machi Micola din Sachila, unde gazde de această dată ne-au fost Maria Lisa și Mica Luoto, care dețin o suprafață de 100 de hectare, cultivate în special cu morcovi, cartofi, sfeclă de zahăr, sfeclă roșie și cereale, integrate într-un sistem de rotație a culturilor.